Memorialul victimelor comunismului și al rezistenței din Sighetul Marmației, singurul obiectiv din România care a obținut titlul Marca Patrimoniului European, va fi finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. Bugetul total al proiectului este de aproximativ 1,8 milioane de euro. Proiectul propune realizarea unui spațiu expozițional în podul clădirii muzeului și realizarea în imediată apropiere a Memorialului Sighet, a unui centru multifuncțional pentru derularea de programe educaționale și de cercetare. Sperăm ca în toamnă să semnăm contractul de finanțare și să putem achiziționa o clădire în centrul istoric al Sighetului, pe care să o transformăm într-un centru multifuncțional. Deci vor fi multe săli de conferință, bibliotecă, săli de proiecție, spații de cazare pentru cercetătorii și studenții care vor veni în diversele proiecte educaționale de cercetare de la Sighet. Și pe termen lung. Primul rând, va trebui să primim acceptul pentru această finanțare, să semnăm contractul și sperăm să mergem cât mai repede în aceste etape. Contractul urmează să fie semnat în toamnă, iar termenul de finalizare al lucrărilor este anul 2026. Ne dorim un muzeu care este deschis din când în când și dorim un spațiu pentru ceea ce am văzut și aici, dar mai mult decât atât, un proiect educațional în care generațiile viitoare să se știe de ce să se ferească și să ne înțeleagă, poate și pe noi, mai bine de ce avem niște apucături în când în ciudat de noi care venim din era respectivă. Acum, nu credeam că eu o să spun, dar o să fie, așa cum spuneam, un spațiu expozițional nou în podul acestei clădiri. Vor fi sări de clasă, sări unde se va desfășura școala de vară și alte activități educaționale de care avem mare, mare, mare nevoie. Și este inclusă, deci, cumpărarea unei clădiri și transformarea acestuia în centru educațional, care și la nivel european a însemnat foarte mult, pentru că celelalte țări nu au reușit să includă proiecte legate de marca patrimoniului european în planul de redresare și de reziliență. Am reușit să întocmim un ghid până la sfârșitul lunii se va depune un proiect care va fi, de fapt, același proiect care a fost depus când am scris Planul Național de Redresare și Reziliență. Sper că până la începutul lunii septembrie să dați-mi să încheiem contractul de finanțare și după aceea încep lucrările. Termenul nostru este mijlocul anului 2026, deci cu siguranță atunci totul va fi construit, transformat și de aștept să venim și la școala de vară.